De 10 ori, de 10 ori, 10 ori România, da? Pe frecvențele studiourilor regionale din toată țara. Astăzi într-un moment special, așa cum nu s-a mai auzit în rețeaua Radio România Regional, în de 10 ori România. Pentru că se apropie sărbătorile, pentru că astăzi începe mica sau marea vacanță pentru mulți dintre voi, ne-am hotărât ca acest moment, de la ora 10 și 10 până aproape de ora 11, să fie unul special. Așa că am invitat cei mai buni prieteni Radio România, Radio România Regional, am invitat cei mai buni prieteni ai București FM, cei mai buni prieteni ai muzicii până la urmă, astăzi într-un show live transmis din studiourile de la București. Și vreau să salut pentru început prezența unei domnișoare care mi-este foarte, 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 foarte dragă. Bună dimineața, Alina Eremia! Bine. Ești emoționată? Ar trebui. Pentru ziua de astăzi? Ai emoții? Ești emoționată? Pentru faptul că o să cânt la voi aici și că ne ascultă țara întreagă? Păi nu știu, mă gândesc, poate pentru că ai intrat în spiritul sărbătorilor. Poate pentru că... A, te referi la genul ăla de emoție? N-aș spune emoție, cât... Cred că o să resim mai degrabă în ziua de Crăciun. Momentan e foarte mult haos și foarte multă agitație, inclusiv în oraș și peste tot, și toată lumea se pregătește, toată lumea vrea să fie totul perfect, să fie totul țiplă, să fie... Și momentan se simte foarte multă agitația din preajma Crăciunului, dar în ziua de Crăciun sunt convinsă că o să fie o zi specială. Vreau să le spun celor care ne ascultă acum la radio că dacă sunt în metrou, în autobuz, oriunde în țara asta, pe drum la semafor, că știi că dimineața e groaznic în orice oraș din România, mai toată lumea este în trafic, uite, dacă aveți o clipă de răgaz, intrați pe Facebook-ul București FM și vedeți imaginile din studioul nostru acolo și o vedeți și pe Alina Eremia, care vă salută în momentul ăsta. Cum sunt sărbătorile de regulă pentru tine? Acasă, în familie, cânti, habar n-am, împodobești bradul în ajun sau deja ai făcut treaba asta? Nu, trebuie să-ți recunosc că am scos bradul artificial din... Pod sau din subsol? Nu, din box. Din subsol, aha. Da, deci exact, tu ți-a spus lucrurile de desut, nu deasupra. Exact. Okay. Le bag sub covor, nu, glumesc. Mi-am scos bradul, am scos toate globulețele, beteala, tot. Dar nu am reușit să-l împodobesc. Am de gând să fac weekendul ăsta, dacă reușesc, dacă nu, probabil că cel mai târziu luni, seară. Dar îmi place să-l păstrez cât mai mult în casă și să am bradul împodobit. Din lipsă de timp sau din tradiție împodobești în ajun? Din lipsă de timp, trebuie să-ți recunosc. Ai devenit din ce în ce mai ocupat. Asta aici vreau ceea ce nu e rău. Ceea ce nu e rău pentru din punctul meu de vedere e perfect. E care bine. De foarte mult timp, uite, aduce produse fresh așa pe piața muzicală. Îmi place să le spun produse, că până la urmă asta e. Astea sunt. Dar cum? Bine că nu te-ai referit la mine ca la un produs. Nu mi-aș permite. Am pățit-o, să știi. Serios? Da. La alte radiouri poate la mine nu e posibil. La tine nu s-a întâmplat niciodată. La mine nu s-a întâmplat. La mine se întâmplă alte trăznăi, să știi că eu mai fac surprize așa invitațiilor. Îți place să faci premiere, uite, să fim difuzați în toată țara. Vezi? Și mai am și altfel de premiere. Uite, astăzi în rețeaua Radio România Regională o să audă live cel mai nou single al tău. Așa e. O să auzim și un colind. O să aflăm, și ce cadouri ți-ar plăcea să primești. Ai scris numai și Crăciun? Nu? Nu. Nu ai scris? Nu. Încă? Nu. Nu-ți dorești nimic? E imposibil. Sincer, nu. Adică ceea ce îmi doresc nu poate fi cuprins într-o listă. Ai adică tot ce niște trebuie, serios. Sunt altfel de valori. Adică nu... Ai tot ce trebuie? Nu e vorba că am tot ce-mi trebuie. Cred că totdeauna putem găsi ceva ce ne lipsește, dar... Vreau alte lucruri, vreau pace, vreau iubire, vreau liniște, vreau putere, ceea ce nu... Ca toată lumea, încă 1 milion de followeri pe Instagram, încă... Nu cred știu. Că dacă le ai pe toate cele menționate mai sus, restul vin de la sine. Știi, adică nu... Totul plus că nu e bine să forțezi lucrurile, e bine să se întâmple natural. Ai spus o treabă mare, Alina Eremia, de data asta. Dar nu e bine să forțezi lucrurile, dar noi o să forțăm lucrurile astăzi în studioul Radio România Regional, pentru că vreau să vă spun că tot ceea ce se întâmplă aici este 100% live. Adică se cântă 100% live, am și ales artiștii pe sprâncean, astfel încât lucrurile astea se vor simți. Mulțumim și de invitație. La radio. Și zic mulțumim pentru că nu am venit singură în această dimineață. Am venit însoțită de o parte din instrumentiștii mei, cei mai vechi chiar. La chitară Cristian Comaroni. Salutăm, și Cristian. La cajon Bubu. Vă salută și ei. Chiar vă fac cu mâna domnul cei care ne urmăresc pe domnul Facebook. Domnul Comaroni, mulțumim. De altfel, ei au mai fost prin studioul București FM, dar uite, așa în studioul Radio România Regional nu s-a auzit. Pentru că ne auzim în toată țara în momentul ăsta. Mă gândesc așa la colțurile țării, la inima țării, mă gândesc la Constanța, la Iași, la Cluj. Să știi la că noi venim de la Oradea, când am fost la Oradea marți. Da, dar în momentul ăsta, pentru că ați fost în colțul ăla de țară, unde v-ar plăcea să mergeți?
Uite, acum, ție, unde ți-ar plăcea să, să te duci de sărbători? Unde? Vouă? La Sibiu, cică. La Sibiu. La Sibiu, la Sibiu. Mm-hmm. Cred că e o chestie unanimă și eu la, la tot Sibiu? La Sibiu. Da. Spune că e cel mai mișto târg de Crăciun acolo, în, acolo în Sibiu. Da. La, da, este unul dintre, dintre cele mai frumoase. Nu, n-am reușit să ajung în Sibiu, dar știu că este renumit târgul de Crăciun de la Sibiu. Am fost în anii trecuți și sunt convinsă că anul acesta este chiar și mai, mai bine pus la punct, mai frumos, mai iluminat, mai plin de oameni, plin de suflete. De oameni cu o mare. De, da, cu, știi, exact. De adevăratele. Păi în inima țării știi că oamenii sunt cei mai calzi. Așa este. Întotdeauna oamenii caută căldura de acolo, mai ales, mai ales iarna. S-a terminat 2019, hai să nu mai vorbim despre Crăciun, vorbim despre anul ăsta 2019, ne pregătim de 2020. Nu o să te întreb în primul rând ce gânduri ai pe 2020, chiar nu te întreb. Nu. Dar vreau să spun, vreau să te întreb dacă a mai rămas ceva nefăcut în 2019 și ai reportat pe 2020. Îți dai seama că le-am amânat pentru 2020 pentru că vreau să acord timpul necesar să le fac ca la carte și n-aș vrea să zic planurile mele pentru că îmi place să se întâmple și apoi să povestesc despre ele și să dau cât mai multe detalii, dar am gânduri mari pentru 2020. Și mai mari. Că și mai mari. Și anul trecut îmi spuneai că ai gânduri mari pentru 2019, acum trebuie să ai și mai mari pentru 2020. Evident, crezi de la an la an. Și eu și gândurile. Și tu și gândurile, odată cu gândurile tale. Da, cu momentul în care îmbătrânești, da. Dacă tragi o linie lui 2019, ești mulțumită sau nu de rezultat, Alina Ierina? Vrei să-i dau și o notă? Da, dă-i și o notă. 9,5. 9, da. Deci 2020 o să fie de 10. Da, îți dai seama. De 10 ori România. E și număr par, adică e perfect. De 10 ori România. Și număr dublu, 2020. 20 vrei să zici. Da, da, da. Da. În rețeaua Radio România Regional suntem pe toate frecvențele studiourilor regionale. O să o las pe Alina Ieremia să cânte alături de prietenii și colegii ei. Să-mi spui cu ce vrei să începem. Păi hai să colindăm, nu? Prima dată cu colindul? Hai să colindăm. Bine. După care cântăm și noua ta piesă, pe care dacă ar fi să o dedici cuiva, cui ai dedica în momentul ăsta? Lasă-mă să mă gândesc. Bine, având, vorbim după atunci. Știi cum e cu mesajele. Păi tocmai trebuie să ajungă la cine trebuie. Hai să auzim. Ce colind cântăm? O să cântă Aseară pe înserate. În dimineață, în de 10 ori România. În zorii zilei, da. Aseară pe-nserate, Fecioara Maria, înviflaim cetate, că dorim s-o să și fim. Oh,
sună până zor, colinda lor tu casă, răsună până Bun, și acum printre cuvinte. Bate, bate inima, dar nu știe ce vrea, nu știe ce vrea. Ne trădează liniștea, liniștea. Uite unde ne-a dus dragostea, nu ne putem repara. E vina mea că e vina ta, e vina ta. O față sincer nu aș vrea. Cum am ajuns așa? Nu pot să mă spune tot ce simt printre cuvinte. Nu vreau să pun pum, dar ne-am rănit, ne-am iubit. Ce ne spunem atunci când nu ne vorbim? Cum să ne mințim, dar liniștea nu minte. De ce t-aș dovesc că iar ne amăcim? Ce-a rămas din noi printre cuvinte? Ce ne spunem atunci când nu ne vorbim? Cum să ne mințim, dar liniștea nu minte. De ce t-aș dovesc că iar ne amăcim? Ce-a rămas din noi printre cuvinte? Printre cuvinte. Prea multe gău și nu-i loc să ne otrăvim, nu stau. Încotro ne ducem, ne-am pierdut de tot. Dar nu văd niciun semn, nu știu să mă întorc. Fără fum nu iese foc. Ție-ți place să te joci, să te joci. Mă provoci, nu mă joc. Când avem antidot, nu pot să mă ascund de tot ce simt printre cuvinte. Nu vreau să pum pum, dar ne-am rănit când ne-am iubit. Ce ne spunem atunci când nu ne vorbim? Cum să ne mințim, dar liniștea nu minte. De ce t-aș dovesc că iar ne amăcim? Ce-a rămas din noi printre cuvinte? Ce ne spunem atunci când nu ne vorbim? Putem să ne mințim, dar liniștea nu minte. De ce t-aș dovesc că iar ne amăcim? Ce-a rămas din noi printre cuvinte? Printre cuvinte. Ochii ne spun ce puzele nu zic, ce se contrazic. Hai simte-mă cum să mai visăm un pic, dar totuși nimic. Ce ne spunem atunci când nu ne vorbim? Putem să ne mințim, dar liniștea nu minte. De ce ta să vezi că iar ne amăgim? Ce-a rămas din noi printre cuvinte? Ce ne spunem atunci când nu ne vorbim? Putem să ne mințim, dar liniștea nu minte. De ce ta să vezi că iar ne amăgim? Ce-a rămas din noi printre cuvinte? Ce ne spunem? Ce ne spunem când nu ne iubim? Când nu ne vorbim. Sau când nu ne vorbim. Că poate există sentimente. Dar nu există comunicare. Aha, despre asta este vorba. Am atins subiect sensibil. Multă baftă pentru 2020, Alina Eremia. Mulțumesc foarte mult. Mai vreau o rundă de aplauze pentru Alina Eremia și pentru Bubu și pentru Cristi Comaroni. Să rămâneți pe fir că mai urmează momente frumoase. Au mai rămas momente frumoase. Mulțumim, Alina. Eu vă mulțumesc de invitație. Sărbători fericite. La fel vă doresc tuturor celor care sunteți cu urechile pe noi. Vă doresc sărbători fericite, sărbători frumoase, sărbători cu oameni faini, cu oameni dragi, cu oameni pe sufletul vostru. Și apropo de planuri, că uite că e dimineață și până ne dezmorțim puțin. Da, la finalul ianuarie o să lansez o piesă la care am lucrat, la care am scris o piesă foarte dragă și cumva tot conceptul îmi aparține, se numește Aripi de Vis, așa că o să încep cu asta. E prima pe lista mea de planuri. Alina Eremia are planuri mari pentru 2020, așa că îi ținem pumnii strânși. O să ne auzim și la anul. La cu siguranță, aici, cu siguranță. Și înainte să fug încă o dată, Crăciun fericit, vă pup pe toți și să aveți o zi cât mai frumoasă.
Asemenea, de 10 ori România continuă în toată rețeaua Radio România Regional. Ei da, pe toate frecvențele studiourilor regionale. O să invit alături de mine un cuplu artistic nou. Ei s-au întâlnit recent, n-au stat prea mult pe gânduri și au reeditat o piesă, poate cea mai iubită piesă a românilor din totdeauna. Piesă lansată undeva în 1978 de Michi Evremovici la un festival prin Serbia. În 1986, preluată în repertoriul românesc cu versurile proprii și anume ale lui Dan Spătaru. E bine, acum, în 2019, în rețeaua Radio România Regional, dați-mi voie să invit alături de voi pe Anne-Marie și pe Udi, pentru că ei au făcut o versiune originală, frumoasă, inedită și fresh a unei piese pe care, iată, toți românii o iubesc până la urmă. Drumurile noastre, iată că drumurile noastre s-au reîntâlnit. S-au reunit. Salutare, Udi! Neața. Bună dimineața, Anne-Marie! Cum de v-ați întâlnit voi doi așa? Faci și noi o melodie mișto. Așa, și într-o seară așa la un vin fiert, v-ați dat seama, mă, care ar fi cea mai mișto piesă a tuturor românilor din totdeauna. Și cea mai iubită. Și cea mai iubită. Și v-ați oprit la... Drumurile noastre a maestrului Dan Spătaru, logic, tu cunoșteai deja piesa, pot să-mi dau seama. Tu ai lucrat la versuri sau le știai și tu nu, de... Nu, altcineva, echipa noastră de producție, inclusiv cei de la Electricor Production, toți am muncit la această melodie. Tatăl meu, toată echipa frumoasă, fost, Dragoș pe partea lui de rap, a avut o inspirație a fost foarte mișto. Mare, nebunie da, mare. Da, da, da. E emoționant să cânti o asemenea piesă, pentru că oamenii când aud de drumurile noastre au așa un feeling al unei piese gold. Și e greu să vii după Dan Spătaru, după 30 de ani, 33 de ani de când a fost lansată piesa, să faci un asemenea proiect îndrăznesc. Și știu că n-a fost ușor. Cum v-a primit publicul? Uite, ați cântat la Târgul de Crăciun, ați cântat în și alte locuri din România, pe scene, pe la berărie, pe la... Exact. Ai fost alături de noi. Cum v-a primit publicul? Măi, sincer, să fiu neașteptat de plăcut. Eu mă așteptam, aveam așa puțin emoții. Ți zic, bă, hai să vedem ce reacție vor avea, având în vedere că e un pic mai reggaeton făcut. Zic, hai să vedem ce-o fi. Și Dragoș a zis, lasă-mă, că o să fie bine, o să fie tot blană. Zic, ok, hai să vedem. Păi, dacă tot să ascultăm un reggaeton. Așa. Și în același timp, după o anumită oră, ascultăm și Dan Spătaru, toată lumea cântă refrenul. Corect. Hai să combinăm chestia asta și să retrimitem acest... slagăr înapoi în... E păcat pentru cei tineri, știi? Petrecerile, mai ales acum de sărbători. Cu ocazia asta îi salutăm și le urăm sărbători fericite. E o premieră la Radio România, această variantă a piesei Drumurile noastre, o să ascultăm imediat. E o variantă care se aude în premieră în rețeaua Radio România Regional. Mi-ar plăcea să-i dați Shazam și să puneți în topul preferințelor voastre acolo pe Spotify, pe Apple, da, Music, pe Simon Official, pe Audio Official și inima voastră. Clipul este foarte frumos, îi mulțumim lui Octavian Iacob, da, că ne-a făcut un clip, Doamne, este superb, tu îl știi, cred că l-ai văzut deja. L-am văzut de câteva ori, da. Deci trebuie să-l căutați, Shazam, share, piesa asta chiar merită să fie peste tot. Îți mulțumim foarte mult că ne-ai chemat să cântăm aici în dimineața asta frumoasă. Hai mai povestim după. După ce ascultăm Drumurile noastre, poate sau toate? Poate. Poate. Simone și Udi. Rudman. Ladies and gents, Nata România, Anne-Marie, alongside you, Double DY, so hard, rude boy, mash it up. Tot ce-a fost în viața mea odată, voi lăsa uitării toată, ani și luni și nopți la rând, povară, clipa despărțirii vine iară. N-am să șer ce nu-mi poți da vreodată, n-am să șer iubirea toată. N-am să bat la porți închise iară, nu-ți feri privirea într-o doară. Drumurile noastre poate se vor întâlni vreodată, drumurile și iubirea, gândurile, fericirea. Drumurile noastre poate se vor întâlni vreodată, drumurile și iubirea, gândurile, fericirea. Hey!
vreodată nici în filme. Drumurile noastre poate se vor întâlni vreodată. Drumurile și iubirea, gândurile, fericirea. Știi, drumurile noastre toate nu ne vor duce prea departe. Acum pe noi ne desparte distanța dintre terra și Marte. Și nu mai înțeleg ce vrei, ce vrei, ce ai de gând acum să-mi iei, să-mi iei. Ți-am dat cheile inimii mele și tu le-ai pierdut printre stele. I-am zice că n-o să mă țină, nu mai durează mult că eu sunt de vină. Dar acum chiar nu mai contează, drumurile nu se mai intersectează. I-am spune că eu sunt de vină, nu mai durează mult și eu sunt de vină. Dar acum chiar nu mai contează, că ți-ați inimile noastre visează. Drumurile noastre poate se vor întâlni vreodată. Drumurile și iubirea, gândurile, fericirea. Aplauze pentru Simone și Udi. Mulțumim frumos. Frumoasă piesa asta. Am o întrebare, o mică întrebare. Eu prezint piesa asta la radio, am auzit-o prezentată și la televiziune și pe scenele din București, prezentat cuplul ăsta, asocierea asta, drept Simone și Udi. Iar Udi zice de Anne Marie. Cine e Anne Marie? Anne Marie. S-a întâmplat că atunci pe piesă să fiu foarte băut, nu glumesc, nu eram băut, eram doar mahmur. Așa. Și am spus Anne Marie pentru că... A, deci tot ea e? Da, pentru tot că ea e. Ionescu Anne Marie Simon. Am și... înțeles, am dezlegat. Și nu era nici sigură exact atunci. Uh-huh. I-a plăcut cum sună. Așa? Și atunci am spus să dăm o tură. Da, și a rămas Anes Marie, dar de fapt e Simon cu Anes Marie. O să vină imediat și Jean Gavril alături de noi. Eu vreau să vă doresc sărbători fericite. Și noi la fel. Rămâneți în București, în cel mai liniștit oraș de sărbători. Da. Doamne Dumnezeule, sper să nu. Da, o să fie frumos în București. Să știi că Bucureștiul este cel mai liniștit oraș de sărbători, că pleacă toată lumea. Da. Pleacă bucureștenii spre case, știi, bancul ăla. Da. Mulțumim tare mult. La mulți ani. Crăciun fericit, sărbători fericite. În De 10 ori România am avut Simone și Udi. Un pic mai devreme ne-am întâlnit și cu Alina Eremia. Și acum a venit momentul unui invitat pe care noi l-am încurajat aici în rețeaua Radio România Regional. L-am cunoscut la București FM în 2015, la începutul lui 2015. Prima lui piesă s-a lansat aici, la radio. Am avut mare încredere în el. Cred că am fost primii care l-au promovat intens pe Jean Gavril. Salutare, Jeane! Bine ai venit pe la noi. Bună dimineața. E greu dimineața cu tine, Jeane. Păi cum ai făcut un turneu ăla? Da, știu că e mai complicat, da. Cum ai făcut un turneu ăla de câte orașe cu Smiley? 14, câte au fost? 14, 15? Urmează al 15-lea, nu? Da. Urmează mâine la Sala Polivalentă în București. E sigur că nu-i pui mâine? Pe 22? Nu, eu sunt pe 21, pe 22 o să fie Emilian. Aha, tu ești ca în Mama Mia. O zi tu, o zi Emilian, nu? O zi... Da, ia spune-ne, cum a fost în turneul ăsta Smiley Omul, că tu ai deschis concertele. Sincer, a fost așa un fel de glimpse pentru cel mai înalt nivel unde poți să ajungi în țara asta, cântând alături de profesioniști. Echipa minunată, Smiley a fost super ok, adică show-ul e bine pus la punct. Noi, eu împreună cu trupa cu care cânt, băieții, am fost tratați și... respectați și ajutați și plăcuți de toată lumea, tocmai pentru că am fost în compania potrivită și
îi mulțumesc foarte mult lui Smiley pentru treaba asta. Au trecut 4 ani de când ne-am întâlnit pentru prima dată aici la București, da, FM. Prima dată piesă se numea Totul sau Nimic, dacă mi-aduc aminte. Și am fost primii care au difuzat-o intens așa. Și tu, adică mai ales că ești mare fan piesa aia, știu. Încă-mi place, încă-mi place piesa aia, dar în 4 ani multe s-au schimbat. Și uite că 2-3 piese cu Feli. Au mai fost și alte asocieri. Mai urmează anul viitor, în 2020, pregătește să poate chiar cu Smiley ceva? Poate, nu m-am gândit încă la asta. Însă momentan ne bucurăm de, de ultima ultimul piesă, de ultimul val, da, care a primit destul de multe răspunsuri bune. Și chiar este și pe radio, e și prin trending și e pentru noi un first, știi, prima oară. Ai ales tema asta a ultimului val pentru că vii de la Constanța. Uite, te ascultă constanțenii tăi în momentul ăsta. Hai să le transmiți ceva acum, că ne ascultă și că acolo la mare. Că mi-e super dor de mare și mie și abia aștept să vin la Crăciun să mergi de Crăciun la mare? Da, mă plimb un pic pe la casino. Ăla e locul tău preferat acolo din Constanța? Da, și când sunt fericit și când sunt trist. Și prin tot turneul ăsta ai mai găsit locuri care nu, ți-au plăcut, nu, ți-au inspirat? Nu? Adică nu că nu, nu am avut timp, din păcate, când mergi cu toată echipa după tine, cu tirurile, cu dubele. Mare, mare sau munte? Știi cum e, aia de la mare vor la munte, dar eu rămân cu marea. Și eu de aia la două plec. Așa că vreau să-l aplaudați pe Jean Gavril tare aici în rețeaua Radio România Regională. În De 10 ori România cântăm Ultimul val și... Și îți pare rău. Că tot am ascultat un pic mai devreme drumurile noastre de la Dan Spătaru. Ai făcut și tu o piesă de la Dan Spătaru. Da. Îți pare rău. Ce aveți, domnule, cu Dan Spătaru? Băi, sincer, e unul dintre artiștii care trebuie să promovați, respectați în continuare. E o legendă, adică... Piesa asta este hit, Dan Spătaru? N-a murit. N-a murit. Așa că Jean Gavril cântă Ultimul val și îți pare rău. Ok. Pare rău și-mi ceri împăcarea. Crezi că-i ușor să-mi uit supărarea? Nu știi ce aripi mi s-au frânt, că nu am vrut să mă mai vezi plângând. Îți pare rău și-mi ceri împăcarea, dar n-ai citit în inima mea câtă iubire și durere te-a purtat în ea. Te-ntorci și-mi spui că-ți pare rău, dar te-ntorci de dragul tău. Pentru ce-ți pare rău? Să vă cânt și Ultimul val, acum o parte din el. Cred dacă avem timp, o strofă, un refren sau ceva, vă invit pe canalul meu de YouTube să ascultați. Yes. Ce nu ți-am spus atunci, acum mă doare. Sunt doar un pește pe uscat, aruncat de mare, cu două cuvinte necate la mar. Ai ales să pleci de vreme, prea în grabă. N-am știut ce să însemne grea povară. Pe piele, sub piele, rămâne doar dor. Ne scufundăm
împreună în abis, când ultimul incendiu dintre noi s-a stins. Ne scufundăm împreună în abis, rămânem fără aer pe un vals în paradis. Ultimul val pe ultima barcă, încă un suflet pleacă spre larg. Ultimul val ne ia și ne poartă, încă o suflare către catarg. Ultimul val pe ultima barcă, încă un suflet pleacă spre larg. Ultimul val ne ia și ne poartă, încă o suflare către catarg. Ultimul val, 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 val, ultimul val, ultimul val, ultimul val. Mulțumim. Ultimul val. Uite, vreau să te felicit pentru anul ăsta 2019, Jean Gavril. A fost ceva. Felicitări. A fost ceva. Ăsta, da. Pornind de la ascensiunea asta ta fulminată, așa, parcă te-ai suit într-o rachetă și ai început să te plimbi prin industrie și terminând cu una dintre cele mai mari realizări ale vieții tale, Case de Piatră, Să fii sănătos. Mulțumesc, domnește. Să rămână. Ne vedem la botez. Așa zic, păi nu? Da. Pentru 2020 ce mai ai așa în... Am zis că mai stăm un pic, că îi ascult și eu pe ăștia mai mari ca mine, știi, când au zis, bă, nu face încă, că ești tânăr, că ești tânăr. Am zis, bine mă, mai stau un an atât. Un an mai stai, da. Deci te mai oprești un pic. Un așa. Pic, da. Mă rog, nu pui frână. Pe partea asta personală, cu muzica n-am cum să ne oprim, că am prins acum un tren bun și te spuncim. Uite, am un prieten de-al nostru de la Vocea României, a câștigat Vocea României anul trecut, e tot Constanțean. Știu. Da, e tot Constanțean, nu știu ce am făcut astăzi aici la radio, dar mă rog, așa s-a nimerit. Bogdan Ioan, bună dimineața, bine ai venit alături de noi în studioul Radio România Regional. Un show veritabil, cum se spune. Bună dimineața. Cei trei Constanțeni, nu? Da, e adevărat. Ce faci, Bogdane? De anul trecut, din 2018, când am făcut noi în București Molvitan un City Vibes, by București FM, dacă ți-aduce aminte, la începutul anului trecut, imediat după ce ai câștigat Vocea României, am adunat o grămadă de lume acolo, mi-ai promis că în 3-4 luni vii cu o piesă și a durat aproape un an. Exact. De ce? Pentru că, na, știi cum e, îți faci niște planuri, apar altele, am avut show-ul acela cu Tribut Michael, care mi-a cam consumat multe luni. Da. Și uite că, în sfârșit, apare și prima piesă. La ora 11 pe asta vreau YouTube. Să zic. O să facem o premieră acum în rețeaua Radio România Regională, în De 10 ori România, în toată țara, așa, în turul țării. O să facem o premieră pentru că o să cântăm piesa asta la radio pentru prima dată. Ea n-a apărut nici măcar pe net pentru că se lansează oficial, cum spuneai, după la ora 11 pe canalul Media Pro pe YouTube. Uh-huh. O să cântăm piesa asta care se numește Tu și dacă ar fi să o dedici cuiva, cum o cheamă? Nu vreau să răspund la întrebarea asta. De știi ce, cum e bine să lași loc de interpretări, știi? Fiecare da? Și imaginează fiecare ce trebuie, vrea, exact. Fiecare exact. Trebuie să se regăsească și să, exact. să dedice și să dea mai departe piesa asta de sărbători. Piesa asta care se numește Tu, cu Bogdan Ioan, mai povestim după. Tu alergai în gândul meu cu ani în urmă. Ai plecat și în urmă ai lăsat întrebări ce în minte au dansat. Tu, în tabloul actual, împari străină. Lângă el cu sâmbetul trucat, lângă el, dar oare te-ai schimbat? E târziu acum, dar mult aș vrea să spun. Eu mult aș vrea să spun, dar nu știu cum să spun. Prea târziu acum, eu mult aș vrea să spun. Chiar mult aș vrea să spun. Mi-ai lăsat un semn pe viață, m-ai lăsat cu mine. Aș fi vrut un semn de viață, să dăm cărțile pe față. Mi-ai lăsat un semn pe viață, m-ai lăsat cu mine. Aș fi vrut un semn de viață, să dăm cărțile pe față. Tu, uneori mai spuneai să fugim în lume. Am uzat, eu nu te-am ascultat. Simt regret acum că am aflat, de noi am aflat, că doi nu vor fi un nume.
Nu te mai sun, nu îți mai spun. Am rămas doar eu cu mine. Mi-ai lăsat un semn pe viață, m-ai lăsat cu mine. Aș fi vrut un semn de viață, să dăm cărțile pe față. Mi-ai lăsat un semn pe viață, m-ai lăsat cu mine. Aș fi vrut un semn de viață, să dăm cărțile pe față. Urme și pereții goi, șterse dar nu da de noi. De când anii au clipit fără noi. Puține cuvinte ar fi fost de ajuns. De final mi-ai lăsat un semn pe viață, m-ai lăsat cu mine. Aș fi vrut un semn de viață, să dăm cărțile pe față. M-ai lăsat un semn de viață, m-ai lăsat cu mine. Aș fi vrut un semn de viață, să dăm cărțile pe față. El este Bogdan Ioan, ne-a cântat piesa Tu în rețeaua Radio România Regională. În de 10 România, uite, te aplaudă și colega Adelina Tocitu. Mulțumesc. Și să știi că care este tot din Constanța. Care tot, da, asta e. Să știi că ea e foarte pretențioasă ceea ce privește muzica, pentru că a studiat pianul, mai știe una alta. Uite, la Jean n-a aplaudat de data asta, dar nu era în sală. Glumesc că sunt prieteni, se cunoște mult, s-au mai întâlnit. Bogdan, felicitări pentru piesa asta. Văd că ai ținut așa ceva din stilul ăla al tău, inspirat din Michael Jackson, Michael... să spunem. The Weeknd, da, pe acolo. Da? Da, da. În continuare, fan înflăcărat. Până la moarte. Michael Jackson, The Weeknd, da, Justin Timberlake. Exact, Bruno Mars. Bruno Mars, tot ce înseamnă funk, tot ce înseamnă dance, exact, pop, exact. Pop dance și așa mai departe. Chiar sunt curios și eu, ți-am spus, am emoții, știi, că e prima piesă și... sunt curios de reacțiile oamenilor, chiar sunt curios. Eu sper să o ascultați și după 11 pe canalul de YouTube al Media Pro. Bogdan Ioan este câștigătorul Vocea României din 2018. Pe cine pariezi în 2019? Te mai ești la voce? Mă uit, bineînțeles. Și pe cine pariezi? Na, normal că sunt alături de Team Smiley, că e normal și așa, dar sincer cred că se va da între Smiley și Tudor. Bine, vorbim după finală, la anul, la începutul anului viitor. Eu zic altfel, dar mă rog, vorbim la începutul anului viitor. Iau-o ca pe un pariu. Și acum vreau să invit în scenă, se vede scena evident pe Facebook, dar și la radio, în rețeaua Radio România Regional, alături de mine, un om special, un om care a stabilit foarte multe recorduri, care a făcut cinste României. Mă simt ca la Olimpiadă, mă simt uitându-mă la Olimpiadă, la ceea ce fac românii la Olimpiade, uitându-mă la un concert de-al lui, pentru că el a colindat toate scenele, nu numai europene, ci din toată lumea. A fost alături de Angela Gheorghiu pe scena de la Tokyo, a fost solist al operei române, s-a implicat și în muzica pop mai nou, a cântat și mai are o piesă, cântă în continuare alături de Laura Bretan și avem multe de povestit cu tenorul Bogdan Mihai. Bună dimineața, alt Bogdan, Bogdan Ioan, Bogdan Mihai. Sărbători fericite tuturor. Mulțumim, Bogdan Ioan. Bogdan, te rog, spre dau ștafeta. Mulțumesc, de la Bogdan, Bogdan la Bogdan. Ca de la Bogdan la Bogdan. E, uite așa s-a nimerit. Bună dimineața, Bogdan. Bună dimineața, Mihai. Bună dimineața. Bună dimineața, Mihai și cu Ioan. Amândoi Bogdan. Perfect. În de 10 ori România, Laura Bretan, am înțeles, piesa Believe, am văzut melodia, am ascultat melodia, am văzut reprezentația voastră, v-am văzut la Târgu de Crăciun, v-am văzut și pe alte scene, v-am văzut și la televiziune, excepțional la concertul Laurei de la Sala Palatului, însă tu între timp, pe lângă toate nebuniile astea pe care le-ai făcut până la 35-36 de ani, nu te super că zic la radio, dar asta e, no problem. Trebuie să te lauzi cu vârsta asta, alții sunt invidioși, până la vârsta asta ai făcut mult mai multe lucruri. Ești singurul artist care cântă operele lui Rossini în mod complet, nu neapărat un singur artist român. Singurul, da. Sunt unul dintre puținii tenori din lume care se apropie de repertoriul de bel canto lui Rossini și aici, mă rog, incluzând aria asta finală din Vorbirile din Sevilla, care am făcut premieră în România și nu numai. Ai avut onoarea și plăcerea, cred eu, să mă contrazici dacă nu este așa, să deschizi opera din Dubai. Da. Așa. Acum, în urmă cu vreo săptămână, două, ai urcat pe scenă alături de unul dintre idolii tăi, și anume Lara Fabian. Și acum mă întreb ce mai urmează. O serie lungă de proiecte, din nou cu Laura Bretan. Înțeleg că Lara Fabian îți scrie pe WhatsApp.
Ținem strânsă legătura, aha. Da. Am primit salutări de la Tel Aviv. Serios, cum ai ajuns așa să comunici cu idolul tău, cu Lara Fabian? E impresionant ceea ce faci. Dumnezeu le aranjează. Am așteptat-o 7 ani să cânt cu ea și iată că... Mm-hmm. Și mai departe, mai sus de Lara Fabian, se mai vede ceva? Eu îmi doresc ceva, dar și o să fie surpriză. Zici? O să fie surpriză, da. Nu poți să ne zici? Nu. Nu? Bine. Atunci eu zic să colindăm. Mergi cu Colindu? Tu mai mergi cu Colindu? Da. Da, am văzut mulți oameni talentați care merg cu Colindu la modul adevărat. Adică... La modul adevărat, uite, spun o poveste. Eu am cântat foarte mulți ani în corul Bisericii Popanan, uh-huh. Și mergeam în tot nordul Moldovei și cântam în absolut toate mănăstirile colindele românești și nu numai. Uh-huh. E, de data asta ce ne cânti? It's the most wonderful time of the year. Oh, ce frumos! E una dintre cele mai frumoase piese de sărbătoare. Ce să-ți aducă Moș Crăciun, Bogdan Mihai? În afară de sănătate și o familie fericită și minunată lângă mine, prieteni dragi și toți cei care sunt lângă mine, e tot ce-mi doresc. Restul vine de la nimic sine. Nimic așa, un Xbox, un... Nu, absolut nimic. Mașină. Consider de 70.000. Că până în momentul ăsta mi-a dat Dumnezeu tot ce se poate și totul vine atunci când trebuie sine. Să vină. Absolut. Am făcut și versul. Exact. Bogdan Mihai, îți doresc un 2020 excepțional. Asemenea. Îți doresc Crăciun fericit, alături de familie, prieteni și alături de tot ceea ce iubești tu. Așa că... O să cântăm It's the most wonderful time of the year. Sper că mi-a ieșit. Am fost paton? A ieșit bine, sigur. E bine, da? Că tu sigur. Te pricepi, eu nu știu, habar sigur. N-am. La urechea mea e tablă. Sigur, sigur, da. Bogdan Mihai. It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be a good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all. With those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call. It's the happiest season of all. There'll be parties for hosting, March Madness for toasting and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time of the year. There'll be parties for hosting, marshmallows for toasting, and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. Long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time. It's the most wonderful time. Oh, the most wonderful time. Oh, the year. Da, speechless. Vorba lui Robin Schulz, speechless de data asta. Felicitări. Mulțumesc, Bogdan frumos. Mihai. It's the most wonderful time of the year. Oricum o să te auzim și alături de Laura Bretan la anul în 2020 mult mai mult cu piesa Believe. O să aveți mult mai multe surprize din partea lui Bogdan. Eu le știu pe câteva dintre ele, dar le las pentru anul 2020. Pentru alte emisiuni la radio mai povestim despre Absolut. Ele. Aici ne apropiem de finalul unui nou sezon de 10 ori România. Ne reauzim pe 6 ianuarie de la ora 10, tot așa în toată țara. Răzvan Petre sunt din studiourile de la București, București FM. Vă doresc sărbători fericite, cu multă pace. Nu uitați să fiți înțelepți și înțeleși, să aveți grijă de voi și mai ales de ceilalți. Pe final însă, Euronet Plus, de data asta cu Dan Horea de la Radio Cluj. Bye bye, ne auzim pe 6 decembrie.